Angajații ar putea primi cel mult 500 de lei sub formă de tichete pentru cărți. Acestea ar fi distribuite lunar, iar valoarea nominală ar varia între 10 și 50 de lei. Pe scurt, românii și-ar putea achiziționa cărți care să coste cel mult 50 de lei. Părerile sunt împărțite, iar unii librari rămân sceptici în privința eventualelor tichete pentru lectură. Nu aș fi de acord cu aceste tichete, care de fapt ar umfla buzunarele unor companii de tichete. Ideea ar fi ca fiecare să-și poată deconta la unitatea respectivă o factură cu un bon. România se află pe ultimul loc la capitolul bani cheltuiți din salariu pentru cărți. Potrivit unui studiu realizat anul trecut, unul din cinci români nu citește deloc. Acum vreau să cumpăr o carte. Ce căutai? Ghid de stil vestimentar. Da. Niciun caz pentru lectură? Nu, niciun caz. E strict pentru mine. Pentru copiii săraci e bună o astfel de inițiativă. Ar încuraja cititul? Mă gândesc că da, pentru că nu au toți copiii posibilitatea să învețe. Nu sunt posibilități și mulți își doresc să învețe. Ar încuraja cititul, credeți? Da, eu zic că da. Culmea este însă alta. Deși o lege în acest sens a fost deja respinsă, inițiatorii au depus-o încă o dată la Senat.